Bună ziua, stimați telespectatori, și vă mulțumesc că sunteți din nou alături de emisiunea Dinamica Economiei. Avem aproape o lună de zile de vară și știți că la noi în județul Botoșani, în lunile de vară, se declanșează o operațiune a festivalului. Prin comunile județului sunt organizate fel de fel de festivaluri cu tradiții mai vechi, mai proaspete, fel de fel de evenimente cu denumiri care de care mai specifice locului. Astăzi filmăm într-o zi de joi în comuna Corni. Am aflat și noi, așa cum se întâmplă în jurnalism, că în comuna Corni, una din comunile mari ale județului și cu tradiții folclorice extrem de frumoase, se organizează pentru prima dată un festival al comunei. Un festival însoțit și de o expoziție de animale. Acum, partea cu festivalul, cu muzica populară, cu cântecul și dansul, mai puțin ne interesează pentru că formatul emisiunii este de natură economică. Mă interesează cel mai mult expoziția de animale pentru că, în asemenea condiții, o astfel de expoziție începe să concureze exclusivitatea anuală cu care ne-am obișnuit la ferma Popăuți. Persoana cu care stau de vorbă este chiar primarul comunei, domnul Dorel Dorneanu. Domnul primar, bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua, bine ați venit și așa cum a spus și dumneavoastră, cred că este pentru prima dată când în Corni, în comuna Corni, organizăm această expoziție și o să vă spun semnificația acestei expoziții și ziua care, pe 29, facem această expoziție. Da, păi sună așa, ziua de 29 coincide cu sărbătoarea Sfinților Apostel Petru și Pavel, dar presupun că aveți și o semnificație a locului de vreme ce v-ați orientat spre această zi. Da, așa este. Este și hramul bisericii tuturor sfinților din Corni, monument istoric, și noi ne-am orientat pentru această zi care să fie o zi mai specială pentru locuitorii satului Corni și pentru comuna Corni. Deci, fiind hramul bisericii, înseamnă că după slujba de dimineață, oamenii s-adună de la o familie la alta sau acasă în jurul mesei, la un pahar de țuică, la o răcitură, chiar dacă e vară, la o fripturică, dar dumneavoastră aici ca și festival aveți de hrămuit o comună întreagă. Da, așa este, dar noi nu facem tradiții mâncare aici la acest festival. Mai bine spus, este un pe data de 30 festivalul cu jocuri populare, muzică și dans și cum se încheie cu balul gospodarilor seara. Vrei să ne amintim cum eram eu tânăr și făceam atunci balurile alea frumoase în cămin. Poate Dumnezeu va ține cu vremea cu noi și să facem acest festival și acest bal al gospodarilor în aer liber. Bă, cum vedeți dumneavoastră, afară am organizat frumos. Pentru sâmbătă, noi vrem să organizăm această expoziție, că aici vrem să punctăm mai mult expoziția de animale. Noi ne-am gândit și m-am gândit personal și în legătură cu sau în colaborare cu domnul doctor veterinar și cu Asociația Crescătorilor de Animale să facem nu un concurs de animale, să facem o expoziție de animale, nu în concurență cu popouții. Nu vrem să intrăm în concurență. Nu vreți să-l supărați pe domnul președinte Florin Turcanu? Nu o facem noi. Noi vrem să arătăm locuitorilor comunei Corni și celelalte comune de lângă comuna Corni că avem lucruri deosebite, încât vreau spun asta că baza a locuitorilor Corni este creșterea animalelor și lucrarea pământului. Deci de aici se hrănește toată lumea și noi că avem exemplare deosebite frumoase și vrem să facem această expoziție, m-am mai spus, nu un concurs, o expoziție, expunem cele mai frumoase exemplare care să iai oamenii care țin animale, dar nu sunt de rasă și de calitate și să verifice, să vadă dacă a lui Ionică e mai bun ca a lui, să cumpere vițelușul de la el, să nu-l dea așa, să facă tot, să aibă animale de rasă și să fie totul cu
mai frumos. Când ne vom prezenta la alte expoziții, să avem cu ce. Că avem... Eu am realizat anul trecut un reportaj la dumneavoastră acasă, pentru că sunteți unul din crescătorii de animale și nu de animale obișnuite în gospodăria omului. Am filmat specii de păsări, de animale exotice. Faptul că organizați această expoziție, v-ați rezervat un colțișor acolo, să veniți și cu exponatele dumneavoastră? Da, să știți că da. Mi-am rezervat să prezint și eu ce cresc în gospodăria proprie, deci am o serie de păuni, două tipuri de păun, am păsări china, conchina și mătasă china, porumbei, toate rasele. Vedea, o să vedeți la fața loc, fac surpriză că e mai bine atunci. Da, așa, așa este frumos să fie surpriză, dar domnul primar, organizarea unui astfel de eveniment înseamnă și un efort financiar pe măsură. Cum ați reușit să vă chivernișiți ca să asigurați banii necesari? Da, să știți că aici aveți mare dreptate, din cauza că nimic nu se face fără bani, dar am găsit înțelegerea de la sponsorii, de la agenții economici pe raza Comunei Corni. N-am apelat la nimeni din afară, din cauza că noi avem aceste balastiere pe mare în Valea Sirietului, avem agenții economici cu magazine, tot fel, și au sărit în ajutor și sunt foarte surprins de felul că oamenii au reacționat pozitiv, deci vor să facem această expoziție și sunt mândru că împreună cu domnul doctor, împreună cu asociația, am găsit înțelegere și cred că o să expun cele mai frumoase exemplare de animale care sunt pe raza Comunei Corni. Deci fac o specificare. Nu aducem animale din altă parte. Deci numai din Comuna Corni. Vom... Nu procedați cum să proceda înainte de 89, când se mutau animale de la o comună la alta, să le vadă primul secretar al țării. Nu, nu facem așa ceva, din cauza că cred, nu e momentul și noi vrem să ieșim în față cu ceea ce avem noi, realitatea. Adevărul, ca să vadă toată lumea, că într-adevăr Valea Sirietului și Corni avem niște animale deosebit de frumoase și niște oameni vrednici care le cresc și într-adevăr sunt iubitori de animale și de... păsă, de tot felul de animale. Da, spuneți-mi, domnul primar, ce oficialități așteptați să vină la dumneavoastră? Că fiind prima ediție, nu e intrat în obișnuința oficialităților, băi, pe 29 avem la Corni. Nu sunteți pe agenda lor de lucru ca să vă bifeze. Nu, noi am căutat, eu am căutat să invit primarii vecini de lângă Comuna Corni, deci Vlădeni, Vorona, Tudora și ceilalți colegi care vor să vină, știe, deja s-a făcut publicitate, de la județ, domnul președinte și toată echipa care are mare plăcere și eu i-am invitat personal să vină, domnul prefect, și de la, în special, de la APEA și specialiști la Direcția Veterinară care să ne dea cu părerea dacă sunt bune, rasele sunt într-adevăr ceea ce ne dorim noi ca să le mulțim să fie bun. Deci cerem sfatul specialiștilor. Am văzut că ați pregătit și un set de diplome, am văzut pe biroul dumneavoastră, spun acum telespectatorilor. V-ați pregătit și niște cupii. Ce intenționați? Să selectați cel mai frumos animal pe specii? Să acordați diplome celui mai gospodar din sat? Că așa am văzut că se obișnuiește pe la alte comune, pe la alte primări. Da, noi căutăm să facem, să nu facem treaba asta, că am spus că este o expoziție, înseamnă că toate animalele care sunt expuse va fi frumoase și nu putem să facem o selecție când facem o selecție cel mai frumos și atunci trebuie să-i dăm numai la ăla. Nu, la toți participanții le vom da o diplomă, o cupă și o surpriză. Eu avem o surpriză pentru... Băi, aici voiam să ajung. Spuneați dumneavoastră că aveți o serie de agenții economici pe raza Comunei, sunteți fericiți că aveți balastiere aici pe malul Sirietului și piatra acum e mult solicitată, deci a strâns ceva bani. Am înțeles așa nuanța de la dumneavoastră că a strâns bani peste așteptări. Nu. Nu spune așa ceva, nu. Nu. În limita posibilităților, fiecare a contribuit, deci noi am făcut un efort, și dumnealor a făcut un efort financiar pentru noi, comuna, că, întrucât îi considerăm locuitorii comunei și pe dumnealor, că ei ne strică drumurile, noi îi prindem și îi punem să repare și drumurile și mai, când avem asemenea manifestări, îi rugăm să ne ajute și... Ei, tocmai ați pomenit de drumuri. Domnul primar, venind azi dimineața aici la Corni, am observat că se repară la greu pe drumul județean zona asta, care acum 4 ani de zile, dacă nu mă înșel, a fost asfaltat, s-a distrus din nou asfaltul, acum se asfaltează probabil în virtutea evenimentului pe care l-aveți dumneavoastră. Nu vor
aia de la Direcția Județeană de Drumuri și Poduri ca domnul președinte să vină pe un drum stricat și-i toarnă asfalt proaspăt. Nu cred că asta este. Nu este adevărat? Nu este. Dar totuși se lucrează, până acum nu s-a lucrat. Eu am rămas un pic surprins felul cum s-a lucrat. Deci ne-a prins iarna, s-a lucrat asta toamnă, a venit zăpada, am fost ultimii, lăsat drumul județean 208 aș, a rămas mai la urmă cu reparațiile. În zona unde ați văzut mea să lucrează, cu o firmă s-a lucrat, a venit zăpada, s-a oprit, acum să continue lucrările la acele gropi să se astupe de anul trecut și am văzut că unul o groapă o făcea, una nu. Și m-a oprit și zis, băi, dar ce faceți voi aici? Care-i treaba? Păi terminăm lucrarea de anul trecut și acum începem altă firmă cu luăm din urmă ce s-a stricat, alte găuri. E o chestie de acum. E o morișca banului public aici, domnul primar. Dar nu aveți dumneavoastră nicio implicație, e problema Direcției Județene de Drumuri și Poduri. Haideți să vă întreb, totuși nu pot, n-am cum să mă abțin. Corniu este o comună cu un bazin folcloric deosebit, cu tradiții foarte frumoase, tradiții vechi care se pierd în negura istoriei satului. Și pentru că avem aici bannerul pe fundalul nostru, în afară de celebra fanfară de la Sarafinești, de tradițiile de dansuri pe care le aveți, am tras așa cu urechea la discuțiile de prin primărie și am aflat că mai aveți musafiri din alte zone. De pe unde ați mai invitat? Da, suntem deosebit surprinși de felul cum oamenii au răspuns prezent la această manifestare a noastră la prima ediție și am invitat, chiar eu am fost la niște cursuri la Bran și m-am întâlnit cu primarul de la Mizil și s-a oferit să vină... De la Tanța și Costel! Să vină de la Mizil cu formație și cu soliști care absolut nu ne-a cerut niciun ban decât să le asigurăm un pachetel, că așa se face omenește, ca gazdă, și deci suntem foarte mândri de asta. Avem Rapsovzii Botoșanul care vine la noi și soliștii noștri locali, de la Iași, Macovei, de la Moldova avem doi soliști, deci sperăm să ne fie bine. Nu mai dă Dumnezeu vremea. Și dacă nu, mergem în cămin, că avem un cămin bine organizat și mergem și în cămin. Da, dar știți că mai jos de dumneavoastră sărim Vorona și ne ducem la Tudora, primarul de acolo are și el organizat tot sâmbătă, vă concurează, cum s-ar spune, acolo l-a dus ca vedetă pe cântărețul de muzică populară Ion Palade. Dumneavoastră ce vedetă, cu ce vă lăudați, pe cine ați corupt să-l aduceți aici? Nu e o concurență, dar la dumnealor fac sâmbătă, ziua satului Tudora, noi avem duminică, ziua satului Corni, este pentru prima ediție, dumnealor sunt la 13 ediții, e mai veteran. Friptura se mănâncă la Corni și sarmalii la Tudora. Tudora, da. Deci noi suntem în bună colaborare împreună, suntem vecini, prieteni și ne simțim foarte bine, suntem invitat la dumnealor, dumnealor o să vină la noi. Deci este o treabă bună de colaborare ca între comune, vecine destul de mari și cu tradiții. La noi, ca invitat special, v-am spus, facem și o surpriză, dar avem de la Iași câțiva soliști buni și de la Mizil, care aștia au fost foarte mare surpriză pentru noi, s-au oferit să vină pentru Comuna Corni și mai ales că e prima ediție și vrea să iasă un lucru foarte frumos și eu să fiu, ca toți locuitorii Comunei Corni, să fie mulțumiți de acest festival, mai bine spus, zi de voie bună și distracții, că nu ne facem concurs, nu nimic. Noi, de începând când iasă lumea de la slujbă, să vină la petrecere, să bea o bere, să asculte muzică și să se simtă bine. Și seara invit pe toată lumea la balul gospodarilor. Da, domnul primar, eu vă urez succes, să aveți reușită la prima ediție, ca oamenii să prindă curaj să vină și la edițiile următoare și aș vrea să stau de vorbă un pic cu domnul doctor, veterinar de aici, să vedem cu ce animale se laudă dumnealui ca participant la expoziție, pentru că orice animal care va fi expus la această expoziție în spate are și îngrijirea medicului veterinar. Sigur că da. Este un pinion de bază pentru realizarea acestei expoziții, din cauza că dumnealui întreține, deci are grijă de aceste animale, de sănătatea lor, le cunoaște foarte bine și ca rasă și ca aspect. Și deși eu l-am implicat direct, domnul doctor, și l-am rugat să participe la această activitate, să vină să ne spună că, adevărat, crescătorul X este cu un animal bun, să dă exemplu pentru ceilalți locuitori ai comunei și asta ne bucură deosebit de mult că am primit sprijinul din partea Direcției Sanitare Veterinare și a crescătorilor de animale din comună. Da, mulțumesc, domnul primar. Domnul doctor, haideți lângă mine.
stimați telespectatori, așa cum m-am înțeles cu domnul primar, stau de vorbă și cu medicul veterinar din comuna Corni. Domnul doctor, în primul rând, numele dumneavoastră. Sunt doctorul Bravo Constantin, sunt medic veterinar în comuna Corni și lucrez. Pentru domnul doctor, lucrați aici de mai mult timp, v-am mai filmat eu cu ocazia unui reportaj politic, ați candidat la funcția de primar, dar se pare că ați avut o susținere politică mai micuță decât a domnului Dorneanu, care a reușit. Probabil că gospodarii în comuna Corn s-au gândit la faptul că au nevoie de medic veterinar pentru animale și primar au găsit ei până la urmă. Spuneți-mi, domnul doctor, cam ce specii de animale ați selectat așa pentru expoziția asta? Toate speciile de animale, începând cu cabalinele, bovinele, suine, caprine, păsări, iepuri și păsări exotice. Ați găsit așa exemplare care să uimească pe cel care va veni să le privească? Sunt în Corni crescători de animale cu tradiții renumiți care au reușit să obțină animale și dețin anumite performanțe? Da, în comuna Corni avem crescători de animale renumiți pe Valea Sirietului, avem oameni mândri, oameni gospodari, avem cele mai frumoase exemplare de animale, aș crede. Oricum, vă invităm sâmbătă să vedeți ce exemplare. Eu cred că am invitat cei mai gospodari oameni cu cele mai frumoase animale și da, o să vedem noi ce animale vor expune cetățenii de aici din comună. Dar, domnul doctor, fiind formatul emisiunii noastre de natură economică și dumneavoastră fiind direct implicat în anumite activități de creștere a animalelor, vreau să vă întreb, la nivelul comunii Corni, s-au format acele asociații ale crescătorilor de animale? Există ele? Pentru că știți că acum imașul comunal nu-l mai poate administra primăria, trebuie să fie predat asociațiilor crescătorilor de animale. Da, avem o asociație de crescători de animale pe raza comunei Corni, care deține o suprafață de 685 de hectare de teren. Și de pajiști. Da, pășune comunală. Și este administrată conform legilor în vigoare. Nu. 600 și ceva de hectare reprezintă cât la sută din total pășunii? Sau nu aveți imagine? Ba da, deci toată pășunii, deci nu avem altă. Asociația asta a preluat întreaga pășunii în administrare. Da, da. Și crescătorii de animale s-au înscris toți în asociații sau au mai rămas și individuali? Nu, s-au înscris toți, toată lumea are voie. Deci toți crescătorii de animale din comuna Corni au dreptul să pășuneze pe pășunea din pe raza suprafeței Corni. Să primesc niște sume de bani frumușeli ca subvenții la Uniunea Europeană pentru întreținerea acestor pajiști și de aici au pornit o serie întreagă de scandaluri prin județ. Noi am filmat astfel de conflicte pe la comunile Știubieni, Vlăsânești, chiar azi suntem joi, dar ieri, miercuri, am filmat la Tudora un alt conflict. Aici, vecinii cu dumneavoastră, la nivelul comunii Corni, asociația își derulează activitatea fără niciun fel de conflict, de reclamații din partea oamenilor, că de obicei oamenii au tendința asta de a privi în curtea vecinului și când vede care capra mai frumoasă îi pune un gând așa cam sumbru. Da, nu avem niciun conflict pe raza comunei Corni. Toată lumea are dreptul să pășuneze. Deci, într-adevăr, pășunea e cam puțină pentru efectivele de animale care sunt pe raza comunei Corni, dar nu avem conflicte de acest gen. Toată lumea are dreptul să pășuneze, nu. Dar cu subvenția la animale, cum se mai procedează, domnul doctor? Mă refer la subvenția individuală. Deocamdată, cine a făcut acte în 2008, vor așa se merge și acum. Deocamdată nu se știe ce va fi anul ăsta. Dar probabil că va fi exact ca anul trecut. Nu. Cine a depus acte? Adică cum ca anul trecut? Același barem, aceleași sume? Da, aceleași sume, da. Da. Și mai trebuie acum să obțină de la dumneavoastră confirmări din efectivi de animale? De... Nu, numai exploatațiile nou înființate. Cei care au făcut dosare vechi nu mai trebuie
să primească niciun document de la mine. Și mai există tratamente medicale la păsări, de exemplu, pesta aviară, la pesta porcină? Mai aveți voi să faceți vaccinuri? Că am înțeles că sunt niște condiții impuse de Comisia Europeană că animalele care sunt vaccinate nu mai pot fi comercializate. Nu, dar sunt trei acțiuni de vaccinare la păsări obligatorii, nu sunt opționale. În general, animalele de interes economic nu sunt vaccinate, dar păsările nu supraviețuiesc, sunt sensibile. Cel puțin în primul rând de viață trebuie să ajutate, altfel nu supraviețuiesc. Și acum, mai nou, am înțeles că s-ar fi dat drumul din nou la achizițiile de animale, de porci, de viței, pentru sacrificare, prelucrare și comercializare. Aveți în continuare vreo restricție sau există anumite îngrădiri, ori fiecare își poate vinde animalul cui găsește ca fiind cumpărător? Da, nu avem nicio restricție, deci nu... Oricine poate să vândă animalul unde vrea. Deci abatoarele au voie să achiziționeze animale de la proprietari. Porcii nu mai sunt restricționați. Până acum nu aveau voie să cumpere porc de la proprietari. Dar acum, începând de anul ăsta, abatoarele pot achiziționa animale direct de la proprietari. E adevărat că această dezlegare la achiziționat animale din curtea populației se datorează botoșăneanului Mihai Țurcanu în perioada cât a fost președinte la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor? Cred că sigur da. Sigur da sau așa este? Nu, așa este. Deci putem să ne mândrim și românii să ia aminte că dacă mănâncă carne de porc sănătoasă, așa cum am mâncat în tineretele noastre, se datorează unui botoșănean. Da, cu siguranță da. Și în asemenea condiții, preparatele din carne pot fi comercializate și prin magazinele din mediul rural. Nu aveți niciun fel de restricție de impus? Nu există nicio restricție, nu. Da, deci înțeleg că sâmbătă la expoziția de la Corni, dumneavoastră ați selectat un grup de animale cu care o să îl uimiți pe domnul Florin Țurcanu, la rândul ei crescător de animale și cu experiență la expozițiile din Popăuț, o să îi uimiți pe cei care vor privi la aceste animale. Dar pe crescătorii de animale v-ați gândit cumva să-i stimulați, să-i recompensați? Să stabili cu primarul vreo procedură? Da. Oricum intenționăm să-l uimim pe domnul președinte. Referitor la crescători de animale, încercăm să-i recompensăm cu o anumită sumă de bani. Nu știm exact cât vom fi, în funcție de ce sume vom strânge prin sponsorizare. Noi vom stabili și în funcție de număr de animale cât vor fi prezente la expoziție, o anumită sumă de bani, ca să-i stimulăm. Că altfel, omul nu poate să pierdă ziua degeaba, să vină să stea la dispoziția noastră. Ei, când are un ban în buzunar și trece pe la crâșma din sa și bea o țuică, mi-ai mulțumit de cât ori când în alte condiții. Stimați telespectatori, mulțumesc domnului dr. Constantin Dobrăveanu pentru că a acceptat să poarte dialogul cu noi. Eu vă spun la revedere, ne întâlnim sâmbăta viitoare la ora 20.